Generalul de brigadă Eugen Șalar, șeful inspectoratului de jandarm județean Suceava, a fost trecut în rezervă prin decret semnat de președintele României, Traian Băsescu. Eugen Șalar a împlinit pe data de 15 august vârsta de pensionare pentru gradul său, 56 de ani, și a fost trecut în rezervă alături de alți 7 generali de brigadă de la unități de jandarmi sau de pompieri din țară. Conducerea IJJ Suceava va fi preluată de prim adjunctul lui Șalar, colonelul Iulian Iacob. Potrivit ultimelor modificări aduse legii 80 din 1995 privind statul cadrelor militare, modificări din luna mai 2013, au fost modificate limitele până la care pot fi menținuți în activitate generale. În ziua de 5 septembrie, prin decret prezidențial, au fost trecuți în rezervă un număr de 5 generali din cadrul Jandarmeriei Române și 2 din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență.